Vremea rea a făcut prăpăd în județul Mehedinți. În dispeceratul ISU Mehedinți au fost înregistrate peste 50 de apeluri. Cetățenii s-au trezit cu casele pline de apă în urma fenomenelor meteo nefavorabile din ultimele zile. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate de Codul Portocaliu, în dispeceratul ISU Mehedinți au fost înregistrate 50 de apeluri. Pompierii mehedințeni au acționat pentru evacuarea apei din mai multe gospodării din județ în urma solicitărilor primite din partea cetățenilor. Astfel, în orașul Strehaia, pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie, în localitatea Halânga, comuna Izvorul Bârții, pentru evacuarea apei de pe DN67, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, pentru evacuarea apei din 12 gospodării, în orașul Strehaia, pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie, în localitatea Gvardenița, comuna Bălăcița, pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie, în localitatea Peri, comuna Husnicioara, pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie. Pompierii mehedințeni sunt la datorie, gata să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte. Începând de astăzi, 16 iunie, ora 12, până mâine, 17 iunie, ora 12, județul Mehedinți se va afla sub incidența codului roșu. Ci vizează averse torențiale și abundente, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie.